Lelki gyakorlatban van egy olyan rész, amikor... Prima reacție este te retragi în cutie și să zici nu mai vreau să am de face parte și pe unii poate chiar se întâmplă, că pe unii probabil îi descurajează și ori se orientează către altceva. Eu totuși nu sunt așa de ușor de dormit și chiar dacă îmi amintesc pe prima experiență în stare, sunt pe și mindenkinek van értéke az egyházban és a világban is. Nem véletlenül vagyok, hanem azért vagyok, mert az Isten akarta, hogy legyek is. Ceva ce pot chiar aplica la modul concret. Și ideal e să nu faci o singură experiență, să citești un singur cenată sau un singur curs de lucru, ci să ai cât mai multe. Abonăm în toate părțile ce e constructiv, sper să înveți cum să lucrezi pe textul la așa încât să înveți la o formă epurată de de atletism sau de malat, ca să-l faci, să-l faci o formă mică mai bună. Și să faci asta, cum să duci același în contexte diferite, de la institutul și așa poate nu mai avem pe mine. Care e situația asta? Ce te descurezi să duci? Asta vă știu, tot tot vorbim de ziua ta, așa fără telefon, deși ne uităm foarte mult în social media și foarte multe tehnologii, cu atât mai mult când folosim în acolo de ce se bucură de lucrurile. Iată, da! Da, e... Încă că se întâmplă asta și mă bucur. Oșaguș, o serietet ne-mi fie tine. Este cenacul, este clubul de lecturi în Institutul Blet, sau ne facilitare de la Cluj, sau era pe timpuri zona mea la Sibiu, adică sunt deja niște centri nervoși consacrați, care știu toate bani, dar apar tot felul de teatralie de fucă din bărbații, ce mai degrabă, pentru că nu se poziționează nici în zona cenașului, dar nici să nu mă fie în la fel, de exemplu, cu masca sau laboratoarele viscerale, poate chiar ajungem aici, nu? Laboratoarele viscerale, nu încineți deja un an de sensuri și s-a întâmplat scenariul visceral, are loc a 4-a ediție, 7 februarie, de la ora 19, la HPR, pe strada Vasile la 38. Ce citeam în prezentare? Ce poți face la laboratoarele viscerale? Ce citești celorlalți participanți o poezie scrisă de tine? Și dacă vrei să ceri feedback, să povestești ce lucrurile din spatele poemului. Sunt tot ce ești un performance, un video poem, deci o să te poate așa în această zonă, cum spunea happening-ului. Exact. Știm acea distinție între performance și happening. Happening-ul ceva ce neașteptat se duce într-o asemenea întâlnire. Ce tipul de happening-uri ai trăit, poate, în timp? Dacă așa nu știu exacte din istoria ta cu cine a fost de literare Anastasia. Sigur, probabil cele mai interesante, ca să spun așa, lucruri care s-au întâmplat sunt momentele de open mic în care oameni în rând dorm și vor să îi citească ceva ce au scris și sigur că nu toți sunt scritori exersați care să aibă un efect stranit și coagulat, ci pur și simplu niște lucruri care